Procurorii Diicot au descins la mai multe locuințe din Botoșani. Adresele controlate aparțin unor suspecți bănuiți că ar face parte dintr-o grupare specializată în contrabanda cu țigări, ce acționa pe raza județului Botoșani. Astăzi, polițiștii de frontieră, lucrătorii de la combaterea criminalității organizate Botoșani, jandarmi și lucrători ANAF, sub coordonarea procurorului Diicot, efectuează 23 de percheziții la domiciliile persoanelor suspectate că ar face parte din gruparea infracțională. Astfel, 14 percheziții au avut loc pe raza județului Botoșani, 6 pe raza județului Suceava, 2 pe raza județului Iași și una la București. În cauză se continuă cercetările de către procurorul Diicot împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul STPF Botoșani.